Haideți să citim un cuvânt din cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Cât despre vremi și soroace, nu aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, cadurile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi. Pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Vedem din finalul acestui pasaj pe care l-am citit că Dumnezeu ne-a lăsat acest cuvânt, spune în versetul 11, de aceea, în concluzie, având în vedere ce s-a spus, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții cum și faceți în adevăr. Înainte de pasajul acesta, Scriptura vorbește despre răpire. Despre răpire. La versetul 13, la versetul 18, capitolul anterior, Biblia la fel încheie, Pavel încheie la fel cu exact același îndemn. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte, da? Domnul ne ia acasă să ne mângâiem cu această învățătură a lui Dumnezeu, cu aceste cuvinte, că vom fi luați în văzduh, vom fi totdeauna cu Domnul. Însă, pasajul pe care l-am citit începe într-un mod mai special și spune cât despre vremi și soroace. Unii oameni fac o confuzie destul de gravă între două evenimente distincte, între răpirea de care vor avea parte toți credincioșii și ziua Domnului. Însă, chiar modul în care aranjează Apostolul Pavel cele două pasaje, întâi răpirea și după aceea ziua Domnului, arată că Apostolul Pavel vorbește despre două evenimente distincte. Faptul că ele sunt diferite ne este arătat și prin expresia pe care Pavel o folosește când introduce al doilea subiect, da? Separând primul subiect de al doilea. El zice, am vorbit despre răpire cât despre vremi și soroace, da? Am vorbit despre Andrei cât despre Gheorghe, înseamnă că Gheorghe e altcineva decât Andrei. Nu poți vorbesc despre același lucru să folosești expresia cât despre. Da? Vorbesc despre Mercedes și acum vorbesc despre Audi. Când spun, mă, Mercedes-ul e așa, cât despre Mercedes, n-ar avea logică. Cum spui cât despre? Spui în continuare, cât despre separă un subiect de altul. Apostolul Pavel separă foarte clar prin această expresie și prin ordinea prezentării celor două evenimente, cele două evenimente, răpirea și ziua Domnului. Și ele au loc exact în cronologia asta în care sunt prezentate în Scriptură. Întâi răpirea și după aceea ziua Domnului. A fost răpirea, cât despre celălalt subiect, adică ziua Domnului, Apostolul Pavel zice, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. De ce n-avem trebuință să ni se scrie? Sau ei n-aveau trebuință să li se scrie? Că ei n-aveau canonul Noului Testament, să ne fie clar lucrul acesta. Pentru că voi înși vă auziți, știți foarte bine. Nu știu dacă există vreun subiect așa în adunări, de orice confesiune în care să existe mai multă confuzie ca și în subiectul venirii Domnului. Dacă întreb câți oameni sunt, atâtea idei sunt și atâtea păreri, tot felul de oameni care se pricep la chițibușărel și tot întoarnă lucruri și ne prezintă tot felul de istorii și lucruri foarte, foarte complicate, foarte multe teorii. Pavel zice, voi înși vă știți foarte bine cum o să fie lucrurile acestea. Și așa ar trebui să fie, cu privire la toți credincioși, să știe foarte bine cum stau lucrurile acestea. De ce? Pentru că sunt lucruri care privesc vremea sfârșitului și sunt lucruri care ne privesc pe noi și sunt lucruri care au de-a face cu felul în care noi ne trăim viața aceasta. Să arătăm practic lucrul acesta.
Dacă teologia care spune că la răpire o să fie două categorii de oameni, credincioși, necredincioși, prima categorie, și a doua categorie, credincioși. A doua categorie de oameni, adică credincioși, sunt și împărțiți și ei la rândul lor în două subcategorii. Credincioși pregătiți, credincioși nepregătiți. Acum, după părerea dumneavoastră, cei mai mulți credincioși pe care îi știți, cu numele cel puțin din adunări, sunt pregătiți sau nepregătiți? Așa, din felul în care îi vedeți că trăiesc, sunt pregătiți sau nepregătiți? Cei mai mulți oameni au spus că sunt nepregătiți. Bun, dacă cei mai mulți sunt nepregătiți, după această teologie, ăștia nepregătiți, spun ei, nu o să fie luați acasă la Domnul, ci o să rămână pe pământ. Deci o parte din adunare, din mireasa Domnului, rămâne pe pământ. Ăștia nepregătiți. Nepregătiți. Cu alte cuvinte, Pavel spune în concluzie, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Deci vă întreb, ce mângâiere e că cei mai mulți credincioși care ați spus că sunt nepregătiți, ce mângâiere e că cei mai mulți rămân pe pământ? Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt nu știa că cei mai mulți sunt nepregătiți? Vreau să vă spun, confuzia știți în ce se află? Confuzia se află în faptul că mulți dintre cei despre care noi credem că sunt credincioși, ei de fapt nu sunt credincioși și spunem că nu sunt pregătiți. Aici este o foarte mare confuzie. Nu este adevărat. Orice om care este credincios adevărat este pregătit. Nu există credincioși pregătiți și nepregătiți. În Biblie nu există așa ceva. Toți credincioșii sunt pregătiți. De ce? Care este condiția la răpire? Știți care este condiția la răpire? Cum zic, condiția să fii pregătit. Ok, accept expresia pregătit, deși nu e în textul ăsta. Dar condiția asta, ascultați ce spune Biblia. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți? Spuneți dumneavoastră, fără să citiți. Vom fi răpiți? Nu? Nu împreună, spune. Toți împreună. Toți împreună. Nu împreună. Toți împreună. Au înviat unii, suntem noi rămași prin pământ și e foarte important. Zice, vom fi răpit toți împreună. Nu zice că Dumnezeu ca la balanța ortodoxă. Da? Balanța ortodoxă. Care au fapte bune, sunt pregătiți. Care nu au fapte bune, nu sunt pregătiți. Nepregătiți rămân, zic unii, ca să se mântuiască prin suferință în necazul cel mare. Sau prin martiraj. Cu alte cuvinte, ce n-a reușit să facă jefa Domnului Iisus în perioada adunării, ce n-a reușit să facă lucrarea Duhului Sfânt, ce n-a reușit să facă harul, o să reușească să facă martirajul și suferința în necazul cel mare. Este o aberație care răstoarnă Evanghelia. Este o erezie. În pasajul care precede cel pe care l-am citit în seara aceasta, singura condiție prezentată este aceasta. Ascultați. Cei ce au adormit în El. Asta este condiția, să fii în Hristos. Auziți ce spune? Mai ascultați. Versetul următor. Se va pogori din cer Hristos și întâi vor învia cei morți a doua oară, în Hristos. Foarte important ce spune. Apoi noi cei care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în ori, ca să întâmpinăm pe Domnul, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Toată discuția sau tot ce se spune în pasajul acesta despre cei credincioși, nu-i că-s pregătiți, că-s nespregătiți, că au făcut fapte bune, că tot ce se spune despre ei este că sunt în Domnul Iisus Hristos. Și asta este întrebarea fundamentală. Ești în Hristos sau nu ești în Hristos? Mi-a plăcut o expresie pe care o folosea Teodor Popescu, citeam recent într-o carte, că mulți oameni zic, da, și eu cred, nu, că sunt credincioși, pregătiți și nepregătiți. Nu există așa ceva, repet, există o singură categorie de credincioși, care toți sunt pregătiți. De ce sunt pregătiți? Pentru că sunt în Hristos. Dar fratele nostru Teodor Popescu folosea expresia următoare. Dacă, de exemplu, eu am cartea asta aici și întreb, voi credeți că cartea asta este pe amvon? Credeți că este pe amvon cartea? Da sau nu? Credeți? Nu credeți. Știți că este pe amvon. Credința înseamnă altceva. Credința înseamnă, spunea el, să iei pentru tine un lucru. Asta spunea. Asta e credința. Tu știi că cartea e pe... Să crezi înseamnă să te duci și să o iei. Acum crezi. Mai înainte am știut că e aici, acum credința înseamnă ceva practic. M-am dus și am asimilat. Am luat pentru mine lucrul respectiv. Să fii în Hristos sau să crezi în Hristos înseamnă nu să știi că există Hristos. Întreabă-i pe necredincioșii lumii. Că ei cred că există Hristos și că există Dumnezeu. Nu ai credință. Ai o credință diabolică care o are și satana. Uneori satana are o credință mai bogată decât oamenii din lume. Credința înseamnă să te duci să le iei pe Hristosul ăla despre care știi anumite lucruri, să le iei pentru tine, ca mântuitor, ca mijlocitor, ca mare preot. Asta este credința. Așadar, introducerea este aceasta. Condiția unică pentru a fi răpit este să fii în Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă să fii pregătit. Toți care sunt Hristos Iisus, îți pregătit. Pregătiți, îs suficient de pregătiți, nu pentru că au făcut ceva, ci pentru că sunt în Hristos. Pentru că sunt în Hristos. Dacă Dumnezeu nu ne judecă pentru că suntem în Hristos, de ce credeți că ne-a lăsat pe pământ pentru o altă condiție? Singura condiție pentru toate lucrurile este să fii cu adevărat în Domnul Iisus Hristos. Confuzia este că, repet, mulți dintre cei care vin la adunare
consideră că sunt în Hristos pentru simplu fapt că vin la adunare. Una e să fii în adunare, alta e să fii în Domnul Iisus Hristos. E o diferență fundamentală. Una e să fii în registrul unei adunări și alta e să fii în Hristos. Ar fi bine să se suprapună cele două. Că e păcat să vii 30 de ani la adunare și după aceea să te duci în iad. E păcat lucrul acesta. Bine ar fi ca toți cei care sunt în adunare să fie în Domnul Iisus Hristos. Ioan spune că au fost mulți dintre noi care au ieșit din mijlocul nostru pentru că nu erau dintre ai noștri, da? Nu erau dintre ai noștri. Dar ajungem acum la, după răpire urmează ziua Domnului, cât despre numit aici vrem și soroace. N-aveți trebuință să vi se scrie, pentru că voi și vă știți foarte bine că ziua Domnului, ascultați, ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Pasajul acesta se împarte în două. Ne arată cum trebuie văzută ziua Domnului vis-a-vis de cei necredincioși și cum trebuie văzută ziua Domnului față de cei credincioși. Două categorii de oameni. Cum se va raporta ziua Domnului sau Dumnezeu în ziua Domnului față de necredincioși și față de credincioși. Uitați-vă față de necredincioși. Necredincioși. Maniera venirii zilei Domnului spune aici că va fi ca un hoț noaptea. Aici vorbește despre necredincioși. Mulți oameni predică că ziua Domnului va veni față de credincioși ca un hoț noaptea. Nu, că credincioșii nici măcar nu sunt acolo. Deci pentru ei nu vine ca un hoț noaptea. Vă arăt de ce imediat. Versetul 3. De fapt nu vă arăt eu, vă arată Apostolul Pavel. Versetul 3 ne arată nu doar cum o să vină Domnul, dar maniera venirii sale, ci și momentul venirii sale. Auziți, când? Niciodată când se vorbește în Biblie despre răpire nu se folosește când. Când este un cuvânt care identifică un moment, nu? O perioadă de timp. De asta numește vremi și soroace. Nicăieri când se vorbește despre răpire nu se folosește vremi, soroace, când. De ce? Pentru că este un eveniment neștiut, care nu se poate identifica de om în timp. Dar când vorbim despre ziua Domnului, vezi că începe să se vorbească despre, să vorbește în termeni cronologici. Vremi, soroace, când. Și Biblia ne spune când va fi ziua Domnului, nu când va fi răpirea. Este foarte mare confuzie să nu înțelegi diferența dintre când va fi ziua Domnului, da? Vedem cum va fi ziua Domnului, ca un hoț noapte, da? Nu te aștepți. Când va fi? Când vor zice? Pace și liniște. Cartea 2 Tesaloniceni dezvoltă puțin aspectul acesta, nu vreau să intru în el. Cartea a doua epistolă dezvoltă lucrul acesta că va fi un moment în care se va încerca să se aducă o pace mondială pe pământ. Și cineva va reuși într-un fel social, politic, religios, economic să strângă toate etniile, toate neamurile în jurul lui. Și atunci oamenii vor spune, în final este? Vă întreb, ce așteaptă oamenii de mii de ani? Ce așteaptă oamenii să fie pe pământ odată și odată? Ce? Și știți, și musulmani așteaptă să fie pace, dar în felul lor, nu în felul nostru. Nu pace în diversitate, nu în diversitate. Să fie o singură religie, tot să creadă Mohamed și așa mai departe. Toți oamenii vor pace la un moment dat. Toți oamenii vor pace la un moment dat. Dar va fi un moment în care oamenii spune, în sfârșit este pace. Știți sub conducerea cui vor spune oamenii că este pace? Sub conducerea lui Anticrist. Cine a venit de fapt să aducă pace? Hristos a venit să aducă pace. Anticristos vine să copieze și să spună, uite, eu sunt Mesia de fapt. Vedeți, abia acum așteptările voastre de mii de ani s-au împlinit, pentru că eu sunt trimisul lui Dumnezeu. Și spune, se va da pe sine drept Dumnezeu, va cere închinare ca Dumnezeu. În momentul acela când vor auzi oamenii zic, vine ziua Domnului, că uite ce se întâmplă, guvern mondial, stați-vă liniștiți că o să fim plecați de mult. Stați-vă liniștiți. Ziua Domnului va fi atunci când oamenii vor zice pace și liniște, da? Atunci e momentul venirii Domnului. Care va fi manifestarea? Cum va fi arătarea zilei Domnului, zilei Domnului. Auziți ce spune? Atunci o prăpădenie neașteptată ne arată furia venirii Domnului Iisus Hristos. De asta pe mine mă deranjează, sincer, mă scârbește puțin așa toată teologia asta slăbănoagă despre pruncul Domnului Iisus pe care oamenii îl compătimesc acum de sărbători. Mă enervează pur și simplu. Biblia vorbește foarte clar că Domnul Iisus Hristos când se va întoarce va veni în cu tot o altă poziție. Nu va veni ca un prunc în iesle. Cine vrea să-l primească în iesle la inimii. Iisus se naște fiecare an, nu știu câta oară, înfigurat și tremurând povești nemuritoare, da? Auziți furia venirii Domnului, a zilei Domnului. Atunci o prăpădenie neașteptată va veni, dar ascultați expresia. Va veni peste? Peste cine? Ei! Un cuvânt micuț, dar care are o semnătate foarte mare. Nu spune va veni peste? Noi, toți oamenii. Însă când citești
Două versete mai sus, când vorbește despre răpire, vorbește numai la persoana întâia plural. Noi, noi, sau a treia, despre cei credincioși vorbește, cei care au dormit în Hristos, doar despre credincioși vorbește. Deodată când vorbește despre ziua Domnului, se schimbă. Și spune, va veni peste ei. Eu nu mă aștept, unii oameni să așteaptă. Îmi pare rău pentru ei că se așteaptă, unii credincioși se așteaptă la lucrul ăsta. Îmi pare rău pentru ei, sincer. Eu nu mă aștept la lucrul ăsta. Să vină prăpădenea neașteptată pentru noi, că zice, așa scrie în Biblie că ziua Domnului vine cu necaz, cu furie, cu mânie. Mă, îmi pare rău. Pentru mine nu vine așa. Deci Hristos nu vine pentru mireasa lui cu mânie. Ce teologie am scoate noi din asta? Hristos vine pentru adunarea lui cu mânie și bărbații să vină pentru adunarea lor tot cu mânie. Ar fi un paralelism corect. Numai că este aberant și este absurd și nu este după cuvântul lui Dumnezeu. Despre biserică, relația lui Hristos cu biserica este cu totul alt termen în Biblie. S-a dat pe sine pentru ea, a iubit-o și o iubește necondiționat până la capăt și o sfințește și o curăță. Și, deci cu totul altă teologie, da? Asta e furia, asta e manifestarea venirii zilei Domnului. Cu furie, o prăpădenie, o distrugere neașteptată. Apoi ne arată felul venirii zilei Domnului. Auziți? Zice, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Acum, eu nu sunt femeie, dar știu cum vin durerile nașterii peste femeia însărcinată, că nevastă mi-au fost însărcinate de două ori. Andrei! Hai! Eu am fost mai speriat decât ea. Așa va fi cu oamenii. Te-ai sculat din pat, nu mai știi ce să iei pe tine, unde să te duci, cu ce trebuie să mergi, cu avionul, cu trenul, cu mașina, e bulversat. Așa, pentru cei care încă nu au avut copii, să pregătească, cam așa va fi. Auziți? Ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Așa, ăsta e felul venirii Domnului. Oamenii nu se așteaptă, zice, e neașteptată. Și apoi ne arată fatalitatea acestei zile a Domnului și zice, și nu va fi chip de scăpare. În Apocalipsa ne este descris la un moment dat o scenă foarte îngrozitoare. Zice că oamenii se vor duce la munți, la stânci și vor striga, cădeți peste noi. Gândește la ce... La ce stare psihică și emoțională trebuie să ajungă, mentală, trebuie să ajungă cineva să ducă la o stâncă să strigă caz peste noi. Din cauza mâniei mielului. Da, pruncul ăla pe care l-ați sărbătorit voi, aiurea. Ăla, da, ăla va veni așa. Acum este mântuitor, dar odată va veni cu mânia lui. Sau spune că oamenii vor căuta moartea? Nu vor găsi. Să aruncă unul de pe la etajul 7 și Dumnezeu face să nu moară. Stai. Că n-ai băut-o paharul, stai. Hai, nu, perioada asta trebuie să o guși până la capăt. Zic, lasă că curmi o suferința pe care mi-o dă Dumnezeu. N-o curmi, cum vrei tu. N-o curmi. Ăsta este efectul față de necredincioși. Acum uitați de la versetul 4, ne descrie efectul față de cei credincioși. Uitați cum începe versetul 4. Eu nu înțeleg de ce oamenii sunt pleticesc în pasajele acestea și spun că credincioși intră în ziua Domnului. Că ei nu intră, ei sunt răpiți. Auziți, versetul 4. Dar... Ascultați, dar voi, de ziua Domnului va veni peste ei, dar voi, se face ce? Când auzi, va veni peste ei asta, dar voi ce se face când auzi o exprimare de asta? Se face o distinție, o diferență. Pentru ei va fi așa, dar voi fraților, auziți, dar voi fraților nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Ascultați ce spune Biblia. Pentru noi ziua Domnului nu vine ca un hoț. Pe mine nu mă prinde ziua Domnului. O, sunt nepregătit, o veni ziua Domnului. Nu există așa ceva pentru frați, pentru cei credincioși. Cât de clar spune Scriptura lucrul acesta? Cât de clar spune Scriptura lucrul acesta? Asta e maniera venirii Domnului pentru noi. Este ceva ce noi știm. Noi știm când va veni. Nu știți dumneavoastră când va fi ziua Domnului. Nu știm când vom fi răpiți. Dar știm când va fi ziua Domnului, când vor zice pace și liniște. Știm și ce se va întâmpla la ziua Domnului, dar noi nu suntem acolo. Ascultați, versetul 5 ne arată motivația, motivul pentru care ziua Domnului nu vine pentru noi ca un hoț. De ce nu vine ziua Domnului pentru noi ca un hoț, da? Cum trebuie noi să ne raportăm la această zi a Domnului? Sunt două responsabilități descrise în textul acesta. Și așa identifici pe cei credincioși. Credincioșii veghează și vețuiesc într-un anume fel. Auziți ce spune Scriptura. Versetul 6 ne arată cum veghem noi, da? E prima responsabilitate să veghem. Cum veghem și de ce veghem? Versetul 6, cum veghem? De aceea să nu dormim ca... Ascultați diferență, ca ceilalți, cui scrie? Fraților, să nu dormim ca ceilalți oamenii din lume, ci să veghem și să fim treji. Așa ne spune să veghem. Versetul 7 ne spune de ce să veghem. Dom'le, de ce să veghez? Și ne dă o imagine. Ne dă o imagine, ne prezintă lucrurile astea într-o altă formă. Ne dă o imagine. Că cei ce dorm noaptea și cei ce se îmbată noaptea. Cuvântul
din versetul, de exemplu, din versetul 5, cuvântul lumină, se referă, bineînțeles, la fi în Domnul Iisus Hristos, la fi sfânt. Cuvântul noapte se refer, și întuneric se referă la fi în păcat, la fi a diavolului, da? Cuvântul din versetul 6, care spune să nu dormim, a fi treaz, să veghem, să fim treji, se referă la cei credincioși. Când vorbește despre cei ce dorm și cei ce se îmbată, se referă la cei necredincioși. Și spune, dacă tu ești treaz, ești fiu a zilei. Dacă ești adormit și bețiv, ești a nopții, da? Sunt două imagini folosite aici, suficient de clare, care ne arată că noi trebuie să veghem. Versetul 6 și versetul 7. Noi trebuie să veghem. Ne arată cum să veghem și de ce să veghem. De ce să veghezi, Domnule? Că ești a zilei. Dacă ești a zilei, nu dormi ziua, nici nu te îmbeți ziua, stai și aștepți. Apoi versetul 8 ne arată că nu este suficient să veghem, ci și trebuie să viețuim undeva. Și aici, într-un fel, ne se dă o explicație pentru ideea asta de a fi pregătit. De a fi pregătit, repet, nu pentru ziua Domnului, că nu o prindem, ci pentru a pleca acasă la Domnul cu toată adunarea Domnului Iisus Hristos. Versetul 8 ne arată cum să viețuim, da? Veghem și să viețuim. Cum să viețuim? Versetul 8. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, repete din nou lucrul acesta, și să ne îmbrăcăm, ascultați, cu platoșa credinței și a dragostei, și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Nu știu dacă observați aceste trei elemente pe care le găsiți peste tot în Sfânta Scriptură. Credință, dragoste și nădejde. Eu aș vrea să vă întreb, există vreun credincios adevărat care nu are credință? Dacă nu are credință, ce credincios e ăla? Există vreun credincios adevărat care nu-L iubește pe Domnul Iisus Hristos? Dacă nu-L iubește pe Hristos, ce credincios e ăla? Există vreun credincios adevărat care nu are nădejdea mântuirii? Aici e o problemă. Să știți că e o problemă. Întreb credincioși de 10, 20, 30 de ani. Frate, cum ești pregătit? Am vedea ce-o fi. Așa vorbesc necredincioși. Cum vedea ce-o fi? Cine știe ce o să fie? Cum adică cine știe? Noi știm ce o să fie. Aici e aroganță la voi. Nu e aroganță la noi. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Că avem speranța, nădejdea. Frate, sper că Dumnezeu o să țină cont că am mers la adunare, că m-am rugat, că am cântat, că am ajutat câteodată lucrarea Domnului. Asta e nădejdea mântuirii. Nădejdea mântuirii. Hristos în voi. Nădejdea slavei, nu banii în sacoșa la care se face colecta, nădejdea slavei. Mersul la adunare, nădejdea slavei. Cântatul cu frații împreună, nădejdea slavei. Nu că n-ar fi lucruri bune, sunt lucruri necesare pe care le face adunarea pentru că le cere cuvântul lui Dumnezeu. Însă, astea sunt cele trei caracteristici ale celor credincioși. Credință, dragoste și nădejde. Să știți că multe adunări n-ar fi impresionate cu asta. Nu, domnule, dacă n-ai puțin show, o leacă de gălăgie, o muzică cum trebuie, organizarea așa mai altfel, să arate adunarea o leacă altfel, băiele să arate altfel, să fie așa frumos când vine oamenii din lume să zică, bă, ăștia sunt oameni serioși, sunt oameni muncitori, să poată concura adunarea cu show-urile de la televizor. Zici, bă, eu nu mă ajut la show-urile alea, mă duc la adunare, cam tot ce vreau acolo. Unii au și luminițe la adunare și fumuri la adunare, au tot ce vor ei. Nu pentru asta este adunarea. Credincioși adevărați a Domnului Iisus Hristos să se recunoscuți prin trei lucruri. Credeți că oamenii care merg astăzi în adunări s-ar mulțumi cu atâtea lucruri, să vină într-o adunare și să zică, mă, ăștia nu prea au multe lucruri pe aici, dar o credință, au nădejde și dragoste, la adunarea asta mă duc. Sau dacă ar fi să ne mutăm în alt oraș, în alt sat, și ar fi să alegem dintre 3-4 adunări, care ar fi criteriile? Ce am căutat? Bă, mă duc la adunare. Frumos a fost azi la adunare, a fost har, ce muzică a fost, ce solo-uri a fost, ce nu mai știu ce a fost pe acolo. După ce ne-am uitat? Ce predici au fost acolo, ce predici au fost, domnule, ce adunare frumoasă, domnule, o adunare, ce multă lume. A, dacă e multă lume, aia e adunarea Domnului. Oare astea sunt criteriile pe care ne le-a lăsat Dumnezeu? V-aș putea da 10. Vă faceți dumneavoastră proba asta, întrebați. Ce te impresionează pe tine la adunare? Ce te-ar face pe tine să te duci la o adunare, să nu te duci la alta? Și lăsați-i pe oameni să vorbească, oameni credincioși. Oameni credincioși. Câți dintre noi am considerat suficient ca într-o adunare să găsim credință, nădejde și dragoste și să mergem în adunarea asta, indiferent de cum ar arăta în alte privințe și să nu ne ducem în niciuna alta. Și așa ar trebui să fie. Că ăștia sunt credincioși adevărați a Domnului Iisus Hristos. Ăștia sunt credincioși adevărați a Domnului Iisus Hristos. Așa trebuie să viețuim. Așa trebuie să sumarizăm trăirea noastră creștină. Credință, nădejde și dragoste. Pavel ne dă o motivație. Ascultați cum spune el. Noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, a dragostei și să avem drept cu nădejdea mântuirii, fiindcă. De ce să ai credință, nădejde și dragoste și să nu cauți alte lucruri? De ce? Este trist, să știți, este trist că se apropie evenimentul răpirii și se apropie după aceea și evenimentul zilei Domnului imediat.
Și mulți oameni care sunt credincioși caută cu totul și cu totul alte lucruri decât lucrurile astea pe care le caută credincioși adevărați în apropierea venirii Domnului. Astea sunt lucrurile care ar trebui să le căutăm. Nimic altceva. Nimic altceva. Nimic altceva. De ce? Auziți, versetul 9. Fiindcă Dumnezeu este aceeași motivație prezentată în două feluri. De ce să veghezi, de ce să viețuiești așa? Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Când zice că nu ne-a rânduit la mânie, automat te face să te gândești că cineva este rânduit la mânie, nu? Când se va descoperi mânia lui Dumnezeu? Mânia lui Dumnezeu se va descoperi în ziua Domnului. Și El spune, pe tine ziua Domnului nu te prinde ca un hoț, că în pasajul anterior ți-a spus că ești răpit la Domnul, și Domnul nu te-a rânduit la lucrul acesta pe tine, ci te-a rânduit ca să capeți mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Sunt două motivații care de fapt constituie o singură motivație. Nu ești rânduit la mânie, ești rânduit la mântuire. La mântuire prin Domnul nostru Iisus Hristos. Asta este o motivație suficientă. Asta este o motivație suficientă. Sunt rânduit la mântuire. Cum știu că sunt rânduit la mântuire? Că am în viața mea credință, nădejde și dragoste. Așa știu că sunt al lui Hristos, așa știu că sunt în mântuire. Altfel, intru în această zi a Domnului, o zi de mânie, o zi de necaz, o zi de prăpădenie, spune în locul acesta neașteptată. O zi în care nu va fi chip de scăpare. Asta este ziua Domnului. Dar Dumnezeu zice pe noi, care veghem și care viețuim în felul în care El ne-a spus, dar pentru noi nu va fi în felul acesta. Da? De ce? Fiindcă am fost rânduiți, aleși, nu la mânie, ci la mântuire. Prin Domnul nostru Iisus Hristos ne arată cum, care e scăparea, care e calea de scăpare din ziua Domnului. Care e calea de scăpare? Să nu ajungi în mânie, ci să ajungi la mântuirea finală. Noi suntem mântuiți și există o fază finală a mântuirii. Care e calea? Păi spune, instrumentul este prin ușa, calea, poarta este prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi. Pentru că fie că veghem, da, suntem în viață, fie că dormim, că în versetul 13 din capitolul 4 a spus cei ce au adormit, da, cei care au murit, să trăim împreună cu El. Indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent ce s-ar întâmpla, că am murit, că suntem în viață, datorită faptului că am crezut în Domnul Iisus Hristos, noi suntem rânduiți la mântuire. Adică să trăim cu Domnul Iisus Hristos evenimentele finale în bucurie, în fericire, nu... în mânia pe care Dumnezeu o va turna pe întreaga planetă. Așadar, în concluzie, există două evenimente descrise de Pavel în pasajele acestea: răpirea credincioșilor și ziua Domnului care vine peste cei necredincioși. Însă această zi a Domnului o prezintă din două perspective, arătând efectul față de necredincioși și efectul față, ce efect trebuie să aibă ziua Domnului pentru cei credincioși. Și întrebarea ar fi, unii zic așa, mă, dacă nu trecem prin ziua Domnului, de ce apostolul Pavel spune că ziua Domnului are un efect pentru mine? Păi pentru tine nu este o mângâiere să știi că nu treci prin ziua Domnului? Că nu ajungi în ziua aceea prăpădeniei neașteptate? Pentru tine nu este o fericire și o bucurie să știi că nu ajungi în ziua aceea care vine ca un hoț și nu va fi chip de scăpare din ea? Pentru tine nu este o bucurie, nu este o mângâiere să știi că nu ai fost rânduit la mânia acelei zile? De asta ne scrie Pavel, nu că vom trece pe acolo, ci că nu vom trece pe acolo și lucrul acesta să ne dea mângâiere. Și eu cred că pasajul acesta este un pasaj foarte puternic evanghelistic pentru cei care sunt pasibili să intre în această zi a Domnului, în această zi a mâniei lui Dumnezeu de care nu vor scăpa. Gândiți-vă, aici e foarte interesantă imaginea pe care o folosește apostolul Pavel, că el zice că ziua Domnului va fi ca un hoț. Acum, în vremea în care noi trăim, necredincioși obișnuiesc să spună, vorbesc în termeni firești pentru înțelegeri mai clare a lucrurilor, oamenii din lume zic, nu mai credem în diavol, în cer, în rai, în treburile astea, sunt lucruri vechi, povești nemuritoare, nu mai credem în mitologii din astea. Acum, ce-l doare capul pe hoț că tu nu crezi în el? Ce treabă are hoțul că tu nu crezi în el? Păi, bine mersi, hoțul îi convine că tu nu crezi în el. Deci pot să fac eu filozofii, știți cum, discuți cu atei, cu agnostici, toți au tot felul de idei, de filozofii, de lucruri. Omule bun, nu contează ce spui tu. Când hoțul a venit, tu ai crezut în el, n-ai crezut în el, hoțul vine.
Pe el nu interesează de filozofie literară și de politica care o faci tu. Da? Religioasă, nereligioasă. Și eu într-o vreme mă credeam deștept că citeam tot felul de lucruri și mi se părea că sunt foarte inteligent și mă uitam la pocăiți care la niște proști. Sincer vă spun, asta era mintea mea și mi se părea că sunt foarte deștept că am descoperit eu acum roata. Bă, știm noi, ce mai credem noi povești din astea nemuritoare. Tata, mama ăștia, nu știu ce... Da? O înțeleg ei, viața adevărată, că noi suntem evoluați, noi am descoperit ceva ce ei nu știu niciodată, da? Ce îl interesează pe host treaba asta? Când ajungi ziua Domnului, a intrat în ea, nu-i chip de scăpare, s-a terminat toată politica și toată filozofia. Nu va fi om în perioada necazului cel mare care nu creadă în Dumnezeu, nu va fi om. Dar nu credință în sensul în care v-am descris mai înainte. Ci oameni care să știe, zic, vor huli pe Dumnezeu, mă, oameni, dintre oameni care vorbesc cel mai mult despre Dumnezeu sunt atei. Mă, dacă nu există Dumnezeu, lăsați-l în pace, trăiți-vă viața cum vreți voi. Lăsați-l în pace pe Dumnezeu. Ce tot îl urâți atât, ce să vorbiți despre el. În necaz, nimeni nu va fi, nu vor fi atei acolo. Vor huli pe Dumnezeu. Știu că mânia vine de la Dumnezeu. Știu că pedeapsa vine de la Dumnezeu. Dacă, mi-a plăcut ce a spus cineva, dacă nu există nimica și ai trăit ca un credincios, n-ai pierdut nimica. Dar dacă există și nu te-ai pregătit, ai cam încurcat-o. Hai că am încurcat-o. Pentru noi, pentru necredincioși, acesta este un text evanghelistic, nu un text. Un text care să-i acuze sau să-i amenințe. Când Dumnezeu o spune dinainte, vezi că vine groapa. Dumnezeu o spune dinainte ca să te poți feri de ea. De asta spune, ca să te avertizeze, de asta ți-a scris despre ea. Când Dumnezeu o spune ție care ești în Hristos că urmează groapa, îți arată lucrul acesta ca să te mângâi. Ca să te mângâi cu cuvintele acestea, să te bucuri de Dumnezeu, care nu te-a rânduit la lucrul acesta. Vremea în care noi trăim acum este o vreme a Harului lui Dumnezeu, o vreme în care ușa este deschisă prin Domnul Iisus Hristos, să alergăm cu toată viteza, să dăm năvală în împărăția cerurilor, să luăm pentru noi pe Domnul Iisus Hristos, în care spune Scriptura, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că suntem în viață, fie că dormim, fie că am murit, să trăim împreună cu El. Să trăim împreună cu El. Va veni ziua asta, mâniei, va veni ziua asta a Domnului. Însă este această poartă de scăpare larg deschisă care este Domnul nostru Iisus Hristos. Și toți cei care se duc și îl iau pentru el și toți cei care l-au luat și rămân în Domnul Iisus Hristos sunt pregătiți. Toți aceștia veghează, toți aceștia viețuiesc așa cum Domnul Iisus Hristos le-a cerut. Foarte scurt, v-aș îndemna în rugăciunile noastre să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ceea ce a rânduit pentru adunarea lui în planul lui Dumnezeu. Da? Că n-a rânduit Dumnezeu să ajungem în această zi a nenorocirii și a prăpăderii neașteptate, dar în același timp, să nu uităm că sunt oameni lângă noi care, deși trăiesc în această perioadă a Harului, n-au fugit spre poarta asta de scăpare. Acum ai chip de scăpare, dar va veni o vreme în care nu este chip de scăpare. Un mod în care îi câștigăm pentru Hristos este rugându-ne pentru ei. Și în final să nu uităm, Dumnezeu ne cere să veghem, să fim întregi, să nu dormim și să viețuim așa cum El ne-a cerut în cuvântul lui Dumnezeu, să facă Dumnezeu să nu ne fure satana cu ideile lui, cu filozofiile lui sau managerii ăștia bisericoși care au tot felul de idei, care ne depărtează așa, idei bune, care ne depărtează de cuvântul lui Dumnezeu și ne fură din atenție focusul nostru. Avem credința în Hristos, să iubim pe Domnul Iisus Hristos, să ne dăjduim în Domnul Iisus Hristos care este mântuirea noastră. Amin. Amin.